consiliul local, ultima ședință ordinară. În conformitate cu vederea articolul 133 alineat 1, articolul 134 alineat 1, litera A și articolul 196 alineat 1, litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Gurgiu, în ședință publică ordinară, în data de 17 mai 2023, ore 13, la sediul primăriei Comunei Gurgiu. Proiectul ordine de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Gurgiu pentru ședința adunării generale acționară SC, Compania Regională de Apă Batou, ESA, din 29.05.2023, 30.05.2023, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind includerea teritoriului AT Comuna Buciu în parteneriatul Lider GAL Valea Totuși pentru implementarea SDR cu finanțare prin PSR 2023-2027, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază acordat începând cu data de 1 mai 2023 funcționarilor publici și personalului contractual din apartamentul de aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, precum și aprobarea actualizării cu data de 1 noiembrie 2022 a cuantumului brut al indemnizației lunare pentru persoane care ocupă funcție de demnitate publică în cadrul OAT Comuna Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciu pentru trimestrul 2 anul 2023, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind confirmarea apartenenței unor bunuri imobili a domeniului public al Comunei Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Diverse. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot procese verbale de ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Domnul primar, aveți cuvântul pentru primul punct. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Buciu pentru ședința adunării generale acționarilor SC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 29.05.2023 și din 30.05.2023. Doamne și domnilor consilieri, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a adresei numărul 3738 din 17.03.2023, transmisă de SC CLAR ESA Bacău, prin care s-a făcut convocarea în adunarea generală acționară pentru data de 29 mai 2023, ora 13, împreună cu ordinea de zi, solicitându-ne votul pentru cele 6 proiecte inițiate, respectiv aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății, aprobarea raportului anual al administratorilor societății, a realizării bugetului, a programului de investiții și a celui de reparații, aprobarea repartizării profitului net al societății în exercițiul financiar al anului 2022, prezentarea raportului anual al Comitetului de Numerizare și Renumerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație, prezentarea raportului anual al Comitetului de Audit și împuternicerea persoanei fizice care va împlini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii AGA în Registrul Comerțului. Față de aceste solicitări a fost întocmit proiectul de hotărâre pe care îl supun astăzi să analize și dezbate dumneavoastră și prin care s-a propus abrogarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale al Comunei Buciu, care să voteze pentru la cele 6 subiecte în sensul că suntem de acord cu acestea. Față de cele expuse, rug analizați dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte, dau cuvântul la președintele Comisiei. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale al Comunei și au votat pentru. Mulțumesc. Dacă cineva are ceva de spus pe acest subiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Domnul primar, declineți punctul numărul 2. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind includerea teritoriului AT Comuna Buciu în parteneriatul Lider GAL Valea Totuși pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală prin planul de strategie 2023-2027. Doamne și domnilor consilieri, pornind de la calitatea Comunei Buciu de membru fondator
în GAL, Valea Totruși, la solicitarea acestei asociații de adoptare a unui hotărâri prin care să se dea aprobarea pentru includerea teritoriului OAT Comuna Bucium în parteneriatul lider GAL Valea Totrușilor pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală cu finanțare prin planul strategic 2023-2027. Am inițiat acest proiect de hotărâri prin care am dat plus de favorabil aceste solicitări. Astfel este nevoie de o nouă strategie de dezvoltare locală asociației în acord cu condițiile de teritoriu. Această strategie urmând să fie fundamentul investițiilor ce va fi realizate cu fonduri nerambursabile prin intermediul asociației. Această strategie va fi realizată în cadrul planului strategic, tot cu surse externe nerambursabile, prin solicitarea unui sprijin pregătitor din fondurile LIDER. Față de cele prezentate mai sus, supun analize și dezbaterii proiectul de hotărâre. Mulțumesc, dar a fost doamne președinte comisiei. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost analizat de către membrii comisiei juridice și l-au avizat favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă cineva are ceva de spus pe acest subiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Domnul primar, expuneți, vă rugăm, punctul numărul 3. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap pentru anul 2023. Doamnă și domnul consilier, având în vedere solicitările numărul 34.021 din 20.03.2023 și numărul 49.224 din 25.04.2023, transmise de Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de analiză de aprobare a noului contract de asociere prin vin finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. Am inițiat prezent proiect de hotărâri pe care îl supun spre analiză și aprobare în această ședință. Contractul de asociere este unul standard pentru toate unitățile administrative teritoriale, scopul încheierii acestei fiind suportarea unei cote părți de 35% din sume care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciilor și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobate prin hotărâre de guvern și produce efecte doar pentru anul 2023. Întrucât Comuna Bucium figurează în evidențele DGPC Bacău cu un număr de 7 persoane cu handicap, în instituții de tip rezidențial, consider că nu este numai o obligație legală și una morală de a suporta o parte din cheltuielile la protecția acestora și, prin urmare, să fie în parte în contractul de asociere transmis. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Mulțumesc, domnule primar. Dau cuvântul la președintele comisiei. Conținutul proiectului de hotărâre a fost studiat și aprobat de către membrii comisiei juridice. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva are ceva de spus pe acest subiect? Avem ce comentarii. Că nu sunt la vot atunci. Bună limitate, mulțumesc. Domnul primar, vă rog să ne spuneți punctul numărul 4. Referat în motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază acordate începând cu data de 1 mai 2023 funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului Comunei Bucium, precum și aprobarea actualizării cu data de 1 noiembrie 2022 a cuantumului brut al indemnizațiilor lunare pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică în cadrul OAT Comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnilor consilieri, prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se aduce la îndeplinirea dispozițiilor articolului unic al legii nr. 103/2023, care a intrat în vigoare de la data de 21 aprilie 2023 și în care se stipulează că, începând cu data de 1 noiembrie 2022, cu anul al indemnizațiilor lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice prevăzută în anexa numărul 9, litera C, la legea cadrul numărul 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut de legea cadrul numărul 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul minim brut pe țară, garantat în plată stabilit potrivit legii pentru anul 2021. Prin urmare, începând cu data de 1 noiembrie 2022, indemnizația primarului și viceprimarului este stabilită prin lege, la nivelul determinat prin înmulțirea coeficientului corespunzător din anexa 9 la legea salarizării cu salariul minim de 2300, deja stabilit prin hotărârea Guvernului numărul 4/2021. Articolul unic din legea numărul 103/2023 este obligatoriu și de imediată aplicare, fără nicio procedură adiacentă cu simplă acordare a drepturilor calculate începând cu data de 1 noiembrie 2022. Imediat ce legea a intrat în vigoare la 3 zile după publicarea sa în Monitorul Oficial al României. Potrivit articolul 13, aliniat 1 din legea cadrul numărul 153/2017, a salarizării indemnizația demnitarilor se determină prin înmulțirea coeficientului din anexa 9 la legea cadrul cu salariul minim în vigoare normală, legală, care trebuie corelată cu articolul unic la legea numărul 103
pe 2023, care la rândul său precizează modalitatea de stabilire a indemnizației în privința salariului minim aplicabil. Aplicarea articolului unic al legii numărul 103/2023, concepe de la 1 noiembrie 2022, are două consecințe juridice directe. 1. Indemnizațiile consilierilor locali, stabilită ca un procent din indemnizația primarului, urmează pe aceasta, fără a mai fi nevoie de o altă reglementare, tot cu începe de la 1 noiembrie 2022, procentul de 10% stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Bulciun pentru indemnizația consilierilor locali, urmând a fi aplicată la indemnizația majoră a primarului. Plafonul de salarizare aplicabil aparatului de specialitate al primarului, potrivit articolului 11, aliniatul 4 din legea cadrului al salarizării, este ridicat majorat, începând cu data de 1 mai 2020, corespunzător majorării indemnizației viceprimarului, respectiv de la baza de la calcul de la 2080 lei, la baza de calcul la 2300 lei. Salariile de bază brute sunt stabilite anterior date de publicare a prezentei legi printr-o hotărâre de Consiliul Local care include coeficienții de ierarhizare, dar fără împuternicerea primarului să actualizeze salariile în funcție de salariul minim brut de țară garantat în plată. În acest caz, majorarea salariului personalului în aparatul de specialitate a primarului se stabilește prin hotărârea Consiliului Local cu aplicabilitate pentru viitor, începând cu data de 1 mai 2023. Astfel, Consiliul Local și-a întemeiat stabilirea grilei de salarizare pe principiul ierarhizării prin coeficienți ierarhizare, precum și pe corespondența din aceștia și salariul minim brut pe țară în vigoare cu condiția de a nu se depăși plafonul reprezentat prin indemnizația viceprimarului potrivit articolului 11, aliniatul 4 din legea cadrului al salarizării numărul 153/2017. Potrivit articolului 11, aliniatul 4 din legea cadrului al salarizării numărul 153/2017, în perioada anului 2022-2023, Consiliul Local nu a putut actualiza salariile de bază brute potrivit coeficientul de ierarhizare stabilit prin hotărârea sa anterioară din cauza limitării impuse la vârful grilei de salarizare de către indemnizația înghețată a viceprimarului. Situația care se modifică acum cu raportare la data de 1 mai 2023, data de la care Consiliul Local poate acorda drepturi majorate cuvenite personal în conformitate cu coeficienții de ierarhizare anterior stabiliți, cu încadrarea noului nivel de al indemnizației viceprimarului. Față de cele expuse mai sus, loc să analizați, sunt susținți să hotărâți în consecință cu privire la proiectul de hotărâre al cărui motivație de inițiere a fost expusă mai sus. Domnul președinte, am la plăcerii comisiei. Mulțumesc. Proiectul a fost studiat și avizat favorabil privind stabilirea salariilor de bază acordate începând cu 1 mai 2023 pentru funcționare publici, personalul contractual, și aprobarea actualizării cu data de la 1 noiembrie 2022 pentru indemnizațiile lunare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dacă cineva are ceva de spus pe acest subiect? Dacă nu, spune la vot. Cine este pentru? Unanim. Mulțumesc. Domnul primar, vreau să ne extindeți punctul numărul 5. Referat de motivarea al proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bulciun pentru trimestrul 2, anul 2023. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl spunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la prima rectificare a bugetului local pe anul 2023 cu suma totală de 110.000 lei, rezultată din repartizarea făcută de Ministerul Investițiilor și Proiecturilor Europene, conform extrasul de cont din 2604-2023, având în vedere această sumă, am analizat și am propus repartizarea la secțiunea de dezvoltare al Comunei Bucim pentru Centrul Integrat Comunitar, respectiv pentru achiziționarea scaunului stomatologic. Prin urmare, fiind vorba de o investiție aprobată de dumneavoastră în una din ședințele anterioare, s-a propus a se modifica corespunzător și anexele cu prezent listele de investiții pentru anul 2023. Având în vedere cele prezentate, rog să supuneți dezbatere și aprobări proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul la președintele comisiei. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat favorabil de membrii Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva are ceva de spus pe acest subiect, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc, domnul primar. Vă rog să ne spuneți punctul numărul 6. Referat de motivarea proiectului de hotărâre privind confirmarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al Comunei Bulciun, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri,
Având în vedere faptul că pe raza Comunei Bucem au fost identificate două imobile terenul Pășune, care nu au fost inventariate în domeniul public al Comunei, precum și necesitatea realizării unui puz forat pentru exploatarea unei alte surse de apă, respectiv realizarea unui parc de panouri fotovoltaice pentru furnizarea energiei iluminat public, am solicitat efectuarea planurilor de amplasament și delimitarea acestor suprafețe către persoana autorizată în cadastru. În urma efectuării măsurătorilor s-au constatat că fiind identificată o suprafață de 24.150 metri pătrați, situată în D65, parcele 1670, 1671 și 1672 de categorie de folosință Pășunii, această suprafață fiind necesară a fi confirmată că aparținând domeniul public al Comunei Bucești, pe care, ulterior, urmând a se executa lucrări pentru realizarea unui parc pentru panouri voltaice, atât de importante pentru obținerea sursei de energie solară și care ar putea scădea costurile cu iluminatul public al Comunei Bucii. De asemenea, s-a identificat și suprafața de 5.400 metri terenul Pășune, situată în T61, parcela 1524/1, de categorie de folosință Pășune, ulterior urmând a se face demersul pentru realizarea unui puz forat care să asigure suplimentarea cantității de apă pentru populația din Comuna Bucii. Analizând conținutul hotărârii de guvern numărul 588/2006, completată prin hotărârea de guvern 1476/2008, referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând Comunei Bucium, am constatat că se impune inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se confirme că bunurile imobile despre care am amintit mai sus fac parte din domeniul public al Comunei Bucium, județul Bacău. Pentru această motivație, rog să analizați și să hotărâți asupra proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumesc, domnule. Dau cuvântul doamna președintă. În urma studiei proiectului de hotărâre inițiat de către domnul primar, membrii comisiei au aprobat să aprobăm favorabil acest proiect. Mulțumesc. Dacă cineva are ceva de spus pe marginea acestui subiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul diverse. Dacă cineva are ceva de... Dacă nu, declarăm ședința închisă. Mulțumim.